Demers în form, planul neașteptat al lui Sebastian Ghi, după deplasarea lui Tudor El Toader în Serbia, surse EBZ. Lovituri de proporții pregătit de Sebastian Ghi în Serbia. Acesta intenționează să meargă în acela sublinierei timp cu ministrul român, Tudor El Toader, la Ministerul Justiției din Serbia, scrie EBZ, citând surse din țara vecini. Ghi intenționează, potrivit surselor EBZ, se depun un memoriu prin care se solicite suspendarea procedurilor de extradare din cauza ce acestea se bazează pe probe falsificate de procurorii de la Dna Ploiești. Fostul patron ASSOFTAR intenționase depuni raportul ministrului Justiției prin care a cerut revocarea Codrutei Covesi. În acest raport, la punctele 17-20, Tudor El Toader descrie pe larg situația de la Dna Ploiești precum ea procurorilor care i-au făcut dosarele lui Ghi. Dacă demersul fostului deputat va avea succes, scriu cei de la EVZ, ministrul Tudor El Toader se va afla într-o postură extrem de dificil, fiind nevoit să explice autoriților sârbe care este motivul pentru care doresc subliniere de extradarea lui Ghi, după ce acesta din urmă a adus documente care atest, potrivit lui, ce probele din dosarul lui sunt false.